Am revenit, dragi prieteni și dragi spectatori în studio, la aceeași ediție București aproape de tine, în continuare cu domnul Petre Recănel, președinte al Federației Societatea Civilă Românească, și domnul Petre Nica, consilier pe analiză politică, economică și socială. Ne întoarcem la întrebarea pe care v-am adresat-o mai devreme și aș vrea să ne răspundeți și dumneavoastră, domnule Recănel. Vă mulțumesc că nu vreau să fiu ca parlamentari și ca ceilalți să nu răspundem la întrebări. Că unii evită întrebările, ați văzut și asta. Sau trebuie zice altă întrebare. Dar și mi-am adus aminte de timp că n-am răspuns la întrebare. Deci eu am spus la un moment dat că nu am fost pregătit. Și vă spun sincer că nu am fost pregătit din niciun punct de vedere. Iar acum 10 ani de zile am fost în multe emisiuni televizate, la televiziune poate mai mari decât a dumneavoastră, chiar dacă îmi place cu ce e aici. Mulțumim. Ele se lansasele deja, dar și dumneavoastră o să ajungeți departe din câte dau seama. Deci nu eram pregătit din niciun punct de vedere. Noi nu eram pregătiți din punct de vedere al dezvoltării industriale sau din orice alt punct de vedere, pentru că ei după 90 au început să distrugă România. Și amintiți-vă că au vrut să facă regionalizarea, iar eu am fost la foarte multe întâlniri de regionalizare și am fost împotriva regionalizării. Pentru că noi puteam să o facem și să fim și pregătiți dacă în 90 porneam cu dreptul și continuam ceea ce poporul român a construit în timpul comunismului. Ceea ce aveam, nu, ceea ce aveam, mulțumesc. Nu să distrugem și după aia să ne trezim când acum 10 ani de zile sau când am intrat în Uniunea Europeană, 8 ani, 9 ani, să ne trezim că am distrus totul și vrem să regionalizăm. Ce să regionalizăm? Ce n-avem? Sau ce nu mai aveam, de fapt. Sau ce nu mai aveam. Da, deci nu eram pregătit din niciun punct de vedere. Am înțeles, vă mulțumesc pentru răspuns. Ne întoarcem la societatea civilă și la faptul că dumneavoastră, prin ceea ce încercați să faceți sau ceea ce ați făcut până în acest moment cu această federație sau a societății civile românești, vreau să vă întreb acum, credeți că atât cât ne putem raporta, să zicem, societatea civilă de la momentul de acum 100 de ani, de când s-a făcut Marea Unire, făcând o paranteză și astăzi este o zi importantă apropo de Marea Unire, credeți că societatea românească de acum, așa cum este acum, credeți că la momentul acela, în 1918, putea să facă ceea ce a făcut societatea civilă de atunci? Repet, chiar dacă mă repet, este nevoie să mă repet. Vorbiți de societatea noastră care s-a vizat acum 10 ani sau vă vorbiți dacă plecam cu dreptul în 1990? Da, 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 dacă plecam cu dreptul în 1990, iar cei care reprezentau societatea civilă în 1990, așa cum au plecat, ei au preluat sindicatele și sediile sindicatelor, nu le dărâmau și le făceau praf și așa mai departe, și continuau munca pentru noul sistem care a apărut, eu cred că puteam să fim la fel ca pașoptiștii. Puteam să fim pregătiți și puteam să fim departe, exact cum spune domnul Nica, pentru că poporul român este înzestrat nativ. Natura i-a dat de toate. În afară de bogăție, i-a dat frumusețe, i-a dat inteligență, i-a dat inventivitate. Gândiți-vă că suntem acum de 1 decembrie și 100 de ani de centenar, câte valori naționale am dat noi și câți inventatori, oameni de mare calibru, care au împins societatea mondială. Da. Da. Îmi permite să vă întreb ceva. De când am intrat în emisiune, tot mă uit la dumneavoastră. Aș vrea să-mi spuneți ce aveți în piept. Ce aveți și dumneavoastră? Uitați-vă ce frumos, că eu mă uitam la dumneavoastră la ce ați făcut și dumneavoastră mă uitați la mine. Exact. Păi fiecare român, dacă e român, ar trebui să aibă la el un însemn național. N-are importanță de care, că poate să nimerește să nu ai. Eu, avându-le acasă, zic, nu pot să mă duc acum de această zi măreață, unică în viața noastră, că noi nu mai prindem al doilea centenar, îl prindem pe ăsta. Și dacă nici acum, mâine la ora 5 plec la Alba Iulia, să fiu prezent și acolo. Dacă nici acum nu fac un efort bolnav cum sunt, să fiu prezent acolo unde trebuie și unde țara ne cheamă, așa cu formă tacită, dar de aia ne cheamă. Pentru de asta au plecat cu boii ca pe timpuri cetățenii români, cei care ne reprezintă cu drag și cu pasiune și cu suflet, acolo la Alba Iulia mâine. Și am zis și eu să-mi pun și eu ce pot să pun și geam acasă. Ce mai scump pentru noi ca român adevărat? Tricolorul. Și am găsit un fular modest și am găsit o cocardă primită nu știu de unde, frumoasă la manifestările la care particip și mai am ceva. Mai am ceva care mi-e drag. A zis, merită să o pun aici tot timpul la piept. Am primit-o în Serbia, este la termocentrala Nikola Tesla. Au fost Einstein,
și Tesla. Cei mai mari inventatori, geniile mondiale în energie. Păi dacă n-ar fi energia asta care ne dă soare... Care Edison, von Schwanfara, de Kirchhoff, Ferdinand, Samper, om, a fost mai mult zâme. A fost mai bun, dar uitați că știe, dar nu contrazic, pentru că așa este, așa am auzit. Nu, dar Nicola Tesla, ăsta a fost, da, o, asta a fost o revelație. Cel mai tare din Europa. O revelație. Și îl pun cu drag și pe el, pentru că datorită lui mai am energie, mai am putere de manifestare și de a merge mâine. Și chem pe toți românii, atât cât pot să vină mâine și poi mâine la Alba Iulia, așa cum alții se duc la Meca. O dată în viață merită să... Eu am fost de mai multe ori, merită să treacă pe la Alba Iulia, acolo unde s-a făcut Marea Unire și pentru care mulți dintre strămoșii noștri s-au jertfit cu adevărat, ca noi să putem să vorbim astăzi. Stăm acum de vorbă. În același context, apropo de ce spuneați dumneavoastră, mi-aduc aminte că la una dintre emisiunile pe care le-am avut într-una din zilele de marți, și imposibil să nu știți și dumneavoastră, pe domnul profesor Radu Jugureanu. Un om care, din pasiune pentru, apropo, pentru valori, pentru țară, pentru tot ce înseamnă această sărbătoare națională până la urmă, a reușit să facă un lucru fenomenal, acea enciclopedie digitală România 1918, care în acest moment, și cu această ocazie vreau să-i transmit felicitările mele domnului Radu Jugureanu. Felicitări, domn profesor, felicitări. Așa, această enciclopedie a devenit una dintre primele 16 enciclopedii digitale și site-uri importante în toată lumea. Urmărită, da. Da. Vreau să-l felicit cu această ocazie și vreau să vă mulțumesc că ați adus în discuție acest aspect al societății în care trăim. Nu, eu vreau să vă mulțumesc și să nu trecem peste acest aspect extraordinar de important, chiar dacă emisiunea e pentru societatea civilă. Vreau să vă arăt că societatea civilă românească, și nu numai românească, românească, federația mea, a noastră, a celor care au înființat-o, dar și alte ONG-uri, foarte multe, de pe tot cuprinsul țării și din celelalte teritorii românești, sunt prezente în aceste zile și au fost în tot anul și vor fi și la anul prezente pe tot teritoriul românesc sub diverse forme. Și aș vrea să-mi permiteți, dacă n-aveți nimic împotrivă, pentru că mâine voi da citirea acestei declarații, rezoluția societății civile către popor, de la Alba Iulia, dacă vreți să o arătați, da, am eu alta și să dați să o filmeze, da, să aibă față, să o arate pe mine cu ecran, că nu trebuie să mă văd eu, trebuie să vadă declarația. Eu îi dau citire către popor, e o sinteză a unei declarații, rezoluție mai ample. Mai subliniez faptul că am asistat la televiziuni o altă declarație a primului ministru, care de asemenea m-a impresionat pozitiv, foarte bună. Dar asta vine de la societatea civilă, este completarea aceleia și, din păcate, mai punem și câteva nuanțe de critică. Declarația rezoluția societății civile române și către popor. Vă rog să-mi dați de la Alba Iulia, că asta o mai arăt, uitați la atenție, a fost semnată de toate județele țării și a fost dată la Peștișani, în Gorj. Vă dau dumneavoastră pe asta cu semnături, s-o arătat la public și să vadă că ne preocupăm de toate aspectele țării și ce trebuie să realizăm noi de 1 decembrie 2018, Ziua Națională a României la Alba Iulia. Pornim de la imperativele și comandamentele actuale ale societății românești, având în vedere situația complicată și explozivă socială și economică din România de după evenimentele din 89 și de astăzi, ținând cont de cerințele și dorințele cetățenilor români, exprimate în scris și în stradă, în România, Basarabia, Bucovina de Nord, diaspora, plenar și public, privind recunoașterea teritoriilor României mari, motivați de spiritul patriotic și necesitatea stringentă de recunoașterea existenței teritoriale a României mari, noi, reprezentanții ai societății civile românești, considerăm că este momentul să trezim conștiința națională, demnitatea neamului românesc, să chemăm toate forțele sociale, neguvernamentale, politice și apolitice, la unitate pentru făptuirea Marii Uniri, salvarea României și a poporului său prin recunoașterea adevărului istoric, adică a teritoriilor românești ale României mari, smulse din trupul țării. Să milităm pentru reîntregirea țării. Noi, reprezentanți ai societății civile românești, declarăm solemn că a sosit momentul să spunem răspicat. De ajuns, declarăm azi, 28 a 12 a 2018 și pe 1
a 12-a 2018 la Alba Iulia, locul Marii Unii și a celor care au luptat și și-au jertfit viața de-a lungul timpului, că dezideratul de suflet pentru toți românii, România Mare, este reîntregit prin prezenta declarație rezoluție care exprimă interesele și dorința tuturor cetățenilor patriei de a trăi demn, liber și uniți în propria lor țară. Astfel, astăzi societatea civilă declară și cheamă toți românii la unitate națională, libertate și demnitate pentru apărarea identității spiritului național românesc și recunoaștere a României Mari. Hotărăște solemn recunoașterea actului unirii de la 1 decembrie 1918 a tuturor provinciilor istorice locuite de români cu patria mamă. Trăiască România Mare! Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Considerați că această rezoluție a societății civile va avea ecoul pe care vi l-ați dorit? Da. Este are, important lucru. Are deja, pentru că nu sunt, s-au dat N declarații de către toată lumea, de un an de zile se fac declarații și se fac protocoale între frații noștri de peste Prut sau de aici din România sau din celelalte teritorii, dar nu se spune răspicat ceea ce eu într-o sinteză am precizat. Adică ce își dorește românul. Bat câmpii, iertați-mi expresia, foarte mulți, că sunt unii care nu vor, nu, veți vedea mâine și poimine și astăzi și tot anul, eu am fost la foarte multe manifestări unde oamenii români și ceilalți din teritoriile noastre declarate ilegal, de fapt, prin pactul Molotov-Ribbentrop, de către doi asasini, de către Hitler și Stalin. Cum să nu spunem noi răspicat în vremurile noastre ce ne doare? Aici este problema de fond. Și vă spun sincer că sunt mândru că am avut puterea și că nu mi-e frică de nimeni să spun răspicat ca român ce-mi doresc eu pentru România. Și mulți au fost de acord cu mine. Deci va avea ecou și, și declarația care a făcut-o astăzi prima ministră, care este destul de completă. Dar nu pune punctul pe ei. Asta din motive diplomatice. Nu trebuie să judecăm pe nimeni. Nu facem judecăți de caz și nu, în niciun caz, așa cum spuneam de multe ori, nu facem nici... Facem politica societății civile. Corect. Dacă tot mă provocați când o să aveți timp... Vă rog. Și să vedeți de ce am dat citire unei asemenea declarații, acum sau mai târziu, am rugat colegele să, pentru că am uitat o poezie extraordinară care m-a determinat să o fac și mai dură puțin, să la sânge această declarație, rezoluție, până o găsesc și eu îi dau cuvântul domnului Nica, care poate să vină cu niște completări corespunzătoare. Mulțumesc! Iertați-mă, nu vreau să fac un moderatorul. Fiți atent! În onoarea și ca o răsplată pentru sacrificiul suprem făcut de poporul român în sute și sute de ani de istorie, am să vă spun câteva versuri cu permisiunea dumneavoastră scrise de mine. Dar fiți să mă mai nasc o dată, tot român aș vrea să fiu. Să văd soldații defilând și fanfarele cântând. Să văd munții cu pădurile ce umbresc izvoarele. Dealul cu livezi bogate și vinuri medaliate. Hol de mari îmbeșugate. Deta ca un paradis. Marea cu aie splendoare. Decebal, Mihai, Traian, Ștefan ne-a lăsat acest pământ. Cu spinarii încovoiate am clădit tot ce au distrus. Iertați-mă, guvernații până acum. Vă mulțumesc. Dialogul îngerului cu țara. Spune, mamă Românie, ce mânire te mânie. Greu e să culești cuvinte lângă tragice morminte, când prin veacuri mi-a fost dat de a ucis ce-am semănat, când petalele de flori ascund lacrimi de feciori ce-au pierit să ocrotească vorba veche românească. Și când cred că poți străinii să fure spada luminii, spune, Românie, mamă, trupul, ce durere îți cheamă? Mi-a fost trupul pom rotat, dar din el mi-a fost tăiat cu zecure de părat, brațul stâng și înstrăinat. Au venit din noapte furii, pe sub streașinea pădurii, mi-au luat viclenii roabă, fată mândră, basarabă, și-au pus doliu pe lumină prin grădină bucovină. Șarpe rău întinsul mi s-a, de la Nistru până la Tisa, și din trup un pom rotat, ramuri dragi mi-a străinat.
să le învingă brumele și să-și piardă numele. Spune-mi, cum pot îngere ochii să nu-mi sângere și în cuvânt să nu se audă cum cresc valuri de cucută? Românie, tristă mamă, cheamă-i corii de aramă ca prin clopotele lor să te înalți în viitor. Unde fiii adunați îți vor sprijini încarpați pe un șeptru fără moarte dorul sfânt de libertate, ca la pieptu-ți iar să cheme ce ți-a fost răpit prin vreme. Vine ceasul, nu te teme. Bine ar fi, voinicul meu, să te audă Dumnezeu. Vă mulțumesc. O poezie scrisă de marele poet român Nicolae Dragoș. Da, frumoasă poezie și vă mulțumim pentru ele, pentru versuri. Aș vrea să vă mai întreb ceva, aproape că suntem așa spre finalul de emisiune și eu am sentimentul că, apropo de 1 decembrie, de Marea Sărbătoare și de centenarul pe care îl sărbătorim sâmbătă, considerați că suntem pregătiți pentru această sărbătoare și pentru a... Dar nu mă forțați să... Am spus că nu ne referim la nimeni. Nu. Punându-mă această întrebare... Nu, vorbim de societate. Nu societatea civilă. Da, da, da. O să vedeți că e pregătită. Poporul român va fi prezent la Alba Iulia. El se va manifesta plenar și vă da exact cum au făcut și strămoșii noștri. Dar noi, la nivel de guvernare și la nivel de stat, nu suntem pregătiți, pentru că trebuia să fim mai uniți ca niciodată. Nu trebuia să ne bagiocorim în Parlament ieri sau azi. Nu trebuia să vorbim unii de alții sau să aruncăm fumigene și așa mai departe. O dată în viață merită să le mai lăsăm și de la noi. Știm așa. Că se au ascuțit săbile și încearcă să-și taie capetele. Știm că ne-am omorât președinții de-a lungul timpului și ne-am bătut joc și de cei care ne-au făcut și domnitorii. Dar nu este cazul. Este centenarul nostru al tuturor și apelul nostru. Chemarea noastră a societății civile este la pace, la concordie socială, la muncă împreună pentru a depăși acest moment important și nu al depăși, al realiza prin recunoașterea de faptului de fapt real că noi suntem frați cu frații noștri. Noi nu suntem despărțiți. Numai unii trebuie să ne recunoască că suntem împreună. Așa este. Vă răspund și eu. Vă rog. În primul rând vreau să vă mulțumesc că mi-ați dat o speranță care are născut în mine. Eu niciodată n-am fost nici pesimist, nici nu m-am resemnat. Am luptat, însă o știe. Așa este. Am luptat mereu, cu toți, sperând. Dar să știți, ca o mică paranteză, dumneavoastră tinerii mai puteți schimba mentalitatea și majoritatea clasei politice. Trebuie să construiți un stat puternic și responsabil, un stat capabil să iubească și să respecte țara și poporul român în complexitatea, valoarea și splendoarea lui. Din momentul ăla, într-adevăr, merităm sacrificiul făcut de moșii și strămoșii noștri. În anul 1593, când Mihai s-a dus la Murat al III-lea și a cerut tronul țării românești, numai el știe și eu știu prin ce sacrificii și dumneavoastră știți din istorie. Problema e cu ce a plătit. A plătit și cu viața lui și cu viața cu propriul copii și familia distrusă. Cine a distrus-o? Imperiul Austro-Ungar condus de Rudolf al Austriei. Problema este că dacă noi românii nu ne trezim, nu că sunt eu ultranaționalist, să fim uniți, dar uniți noi cu noi, nu cu nemernicii care și-au bătut joc de noi. Să nu uităm un lucru. Țări mici, țări mari, porți înalte, luminați și-au dorit această țară de când este pe pământ. Dacă nu ne trezim, îmi pare rău că repet, ne ducem după asteci, ne pierde demnitatea și suveranitatea națională. Și aici, și atunci trebuie să-i dăm oameni poporului român siguranța și confortul social să-și poate întemeia și întreține o familie și atunci își iubește țara. Dar cum să vină cel din Basarabia să dea oriunde din lumea asta, ce mă unesc cu România? Ce să fac mă la voi acolo când sunteți în situația care sunteți? Din punct de vedere deci social. Tot politicienii sunt cei care pot să unească,
să retrezească și să unească poporul. Și vă mai răspund, poate ca să o deranjez. Da, marele noastre valori pașotiște, oameni pregătiți, oameni care veneau din familii bune, au ajuns să guverneze și să unească țara. Nicolae Bărcescu, în dreptul lui, scrie om politic. Da. Marele om politic. Om politic. În dreptul la politicieniști a fost să scrie om? Înainte nu poți să scrii. Dar mai a fost o chestiune. Atât Europa, cât și pașotiștii, prin munca lor și lupta lor, și prin faptul că Regina Maria, Carol, Ferdinand, erau rude cu țarul Nicolae și așa mai departe. Ei ne-au ajutat pe noi în anumite ipostaze, noi i-am ajutat pe ei și ne-am unit. Problema este că acum luptăm fiecare cu fiecare, chiar aici în România, noi între noi. Și așteptăm să ne sprijine străinii? Da, ne vor sprijini probabil, dar trebuie în primul noi să deschidem ușile și să fim celor unii care vor să facă ceva în România, să construim. Alminteri, eu mă unesc, frate, cu tine, dar ce să fac? Să mă bată ea la universitate și la Victorie? Am înțeles. Deci trebuie să arătăm empatie și respect. Și eu le-am spus-o și în ședințe de multe ori. Băi, fraților, vă ignoră oameni pentru că nu aș știu să le dați încredere, căldură, respect și speranță. Și nu în ultimul rând, și cea mai importantă, iubire. Așa este. Einstein a lăsat o scrisoare fetei lui, care a fost deschisă recent, acum un an sau doi ani de zile. Acum doi ani de zile, prin care spune că iubirea este MC la pătrat. Iubirea este cel mai puternic sentiment. Corect, te face curat pe dinăuntru sufletului. De două ori mai puternic decât lumina. Deci fără iubire nu există nimic. Iar noi trebuie dar iubirea devine durere în același timp când iubirea nu poate fi... Eu am făcut un material pe tema asta. Iubirea devine o durere, un chin, când iubirea nu poate fi împlinită nici mai puțin pentru o singură noapte. Dar gândiți-vă că în zilele noastre tinerii sunt nevoi să suporte despărțiri dureroase și traumatizante, tocmai pentru că sunt disperați și pleacă pentru un loc de muncă, nevasta rămâne cu copilul aici și uite așa. Vedeți cum este distrusă socialul, domne. Socialul este baza, domne. Dacă dai omului confortul și siguranța socială, atunci el se deschide. Și... Dar dacă e înfometat, amărât, mă văd, fac grimase de-astea pe ecran, am uitat că... El se duce atunci pentru nimica și votează un nemernic, care abia după 4 ani îi mai dă ceva. Nu, poporul ăsta trebuie instruit și trezit să-i aprinde lumina, să vadă mizeria. Și societatea civilă... Care ăsta e rolul societății civile. Exact, nu numai al nostru, al tuturor, trebuie să aibă un cuvânt mai demn, mai determinant vis-a-vis de tot ceea ce se întâmplă, pentru că la noi este vorba de schimbare chiar... Mentalitate. Nu numai mentalitate, de sistem. Noi nu suntem într-un sistem, ăla care l-am dorit noi sau pe care l-am așteptat după Revoluția din 89, nu este acela. La noi trebuie schimbat sistemul, trebuie să o luăm din nou de la zero. Și aici trebuie să ne organizăm absolut cu totul. Și societatea civilă trebuie să fie cea care să catalizeze toate aceste mișcări. Exact. Dacă îmi permiteți, vă rog din suflet... Un minut, mă, vă rog. Un minut suficient. Dar am să aduc materiale scrise. Nu vă lăsați decât 10 secunde. Până nu se schimbă modul de funcționare a sistemului legislativ, nu se schimbă. Pentru că poporul român a demonstrat de atâta ori, prin oamenii care l-au reprezentat, puterea îmbată, puterea transformă oamenii în animale. Iertați-mi cuvântul academic. Și atunci trebuie un arbitru în Parlament, că de acolo pleacă totul. Dacă ei până la urmă fac coaliții, cuvinte elegante, abjecte, și Parlamentul e emanația ceea ce... Trebuie să păstrăm totuși decență. Da. Eu vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Petre Recănel, și dumneavoastră, domnule Petre Nica, pentru ceea ce ați spus în această seară, apropo de societatea civilă, până la urmă, că la ea ne adresăm. Iar concluzia finală este, așa cum dumneavoastră ați și spus-o, ca societatea civilă să fie catalizatorul și să fie cel care generează anumite mișcări, indiferent că vorbim de societatea civilă, așa cum spuneam mai devreme, în raport cu administrația sau cu cei care sunt mai sus de administrațiile locale și centrale, cei care ne guvernează țara. Eu sunt un tip foarte optimist de felul meu, așa cum și voi, dragi telespectatori, știți.
Și sper că societatea civilă își va reveni la un moment dat și va fi un catalizator puternic. Cu aceste cuvinte vă spun bună seara, să fiți cuminți, să fiți frumoși și să auzim numai de bine. O seară bună!